Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la World Box. Chiar dacă spun la începutul episodului cum se numește jocul și mereu pun în descriere, tot se găsește cineva să mă întrebe Mă, cum se numește jocul? Chiar sunt curios. Am văzut că ați depistat voi cu degetelele voastre, ați pe, pe Google Play Store și se pare că este și pe telefon jocul, deci unii dintre voi uh, l-ați încercat, l-ați jucat și uh, vreau să facem o hărțulie astăzi, am observat că pot să faci hărți mari. Dar vreau să începem cu una standard, ceva normal. Și în caz că n-ați văzut episodul anterior, este un joc în care tu controlezi omenirea, tu alegi ce se întâmplă totul pe planeta aceasta și vreau să pun doar oameni. Da? Deci o să dăm... În fiți atenți, am ales aici la acest hourglass și am dat uh, speed up pe ori 5, ok? După care vreau să pun oameni, vreau să pun peste tot oameni pe toată harta, ca ei să-și facă niște imperii ale lor. De ce zic? Ok. Îi punem și pe insula asta mică. Peste tot îi aruncam, Să vedem ce se întâmplă cu omenirea. a naiba, cred că v-am spart urechile. Ok, deci acum sunt oameni peste tot, speed up e foarte, foarte mare și ei își vor face imperii. Deci fiecare, fiecare chestiuță, de asta înseamnă un imperiu și numărul este câți locuitori are. De asemenea, unele imperii vor avea și câte un rege, șeful banilor. Ok, și uh, dacă ne ducem noi aici, nu, uh, unde eram aici, ne ducem, putem să vedem toate imperiile, câți, uh, zi, câți oameni au și așa mai departe. Și putem să le și facem să se bată între ele. Momentan, au, oh, deja se bat între ei. Ok, interesant. Deci, a, ah, ba nu, aici e la pace? Da, 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 ai, cu aici, aici războiul. Deci îi sunt prima oară să se extindă cât de mult posibil. Noi o să le aruncăm niște animale. O să le aruncăm niște văcuțe pe aici. Da, ca să aibă lapte și tot ce le trebuie. Ok. Bun, 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 bun. Hai să le dăm și niște găinuțe. Să mănânce nebunii. O să le aruncăm niște copaci. Văd că deja evoluează destul de repede. Vedeți că și-a făcut din nimic cu imperiu. A dat și o sugestie interesantă în comentarii. Aș fi fost mișto să-și facă autostrăzi. Și gen să evolueze foarte, foarte mult. Cum e jocul la One Hour, One Life, dacă-l știți. Poate pe viitor, nu știu, jocul este Early Access, va apărea și pe Steam, dar momentan a, vedeți, wishlist neau, oricum se fac update-uri la joc Deci o să urmăresc și eu cu atenție jocul acesta Și când se mai fac update-uri, mai facem episoade Văd că deja și-au făcut bărci Toată lumea, deși toți sunt pașnici Cam asta e chestia Și noi putem să facem tot ce avem noi chef a, Dacă vreau, de exemplu Unde sunt a, forest Pot să le adaug copaci Dar Mi se pare că aici doar le schimbă terenul și le distruge casele Stai un pic, că nu asta era a, Aici era, pot să le plantez semințe Gen, le arunc așa copaci din cer și efectiv, dacă să aibă e cât mai mulți, să aibă ce să taie pe acolo. Da, le putem arunca. Boom. Ok. Și uh, putem să le dăm, de exemplu, aur, da aurul ăsta nu știu cum funcționează. Ah, ba, da, putem să le aruncăm așa. Ia uite. Le aruncăm și niște aur, să aibă băieți acolo. Să-și facă arme, că o să urmeze un mic război. Ok, ok, le-am aruncat aur. Putem să le aruncăm, de exemplu, un meteorit, dacă nu ne place de dânsii a bubuit tot Așa, că data trecută uh, removes half of creatures in the world a, Asta e cu Thanos, snap Trăznește din degete Thanos și dispare jumătate de populație Vedeți că pământul se reface și-și construiesc ei la loc casele Deci omenirea e ca, ca în realitate, se reconstruiesc de la zero Ok, uh, putem să le dăm o tornadă, dar tornada hai să le dăm un cutremur răstura de aici Fai de capul meu să dăm o la tot, și nebun. bun S-au distrus toate clădirile, lol. Hai să le dăm și strong cu tremur. Oh, bă! Bubuie tot, lumești? What? Adică o menire e foarte fragilă dacă stai să te gândești. Dacă vin niște cu tremure, se distruge chiar tot în viața reală. Um, dar uh, ei se vor extinde, nu e problemă. Nu e problemă de război. Să aruncăm noi așa. Hai să le punem astora de exemplu. Niște creaturi periculoase. Uh, de exemplu, o să le punem niște scheleți. Ia stai așa, că trebuie să le punem și bețe în roate. Ia, bate ăștia cu scheleții? Băi, omoră scheleții! Stai un pic să le punem niște cold ones. Pro mă, mă, s îngheață tot, ești nebun? De e blocat pe insula acolo, lol. Ia. L-o moară? Că ar trebui să aibă arme. <sus> 66. Cred că l au omorât. Double moară, lol, snowman uh, Hai să le aruncăm niște urși astora Mie îmi place că se spawnează ursul de nicăieri Adică de unde vine uh, O invazie de vreo 30 de urși Bă, moare tot satul Nu mă s-au descurcat Hai să nu-i mai atacăm pe că sunt amărâți deja Mai sunt vreo 30 în viață uh, Ok, deci văd că populația s-a descurcat destul de bine Noi dacă avem chef putem să adăugăm până și pământ Adică nu știu, hai să facem așa o... Să adăugăm un soil de ăsta cu... Bine, putem să le faci și asta de pe Photoshop. Putem să adăugăm așa, direct, știi? aici va fi tărâmul mamă. Cine vrea... Cum să extinzi ăsta deja aici? Ești nebun? Omul nostru deja construiește și nu e nimic. What? Stai un pic să adăugăm. N-avem mă dirt? Lipește-l dă niște dirt. E ca în Minecraft. Vezi? Exact ca în Minecraft. Hai să adăugăm tot pământul ăsta aici, să vedem ce fac băieții noștri. Uh, hai să le aruncăm niște copaci. Eu okay, mă, deja s-a făcut toată pădurea. Așa. Și noi continuăm cu terenul ăsta, așa, lol, Care înconjoară toată planeta. Al naiba. Nu cred că voiam să fac asta, dar e ok. E ok, băieții, dați-mi voie să pun niște copaci. O podure uriașă aici. Bă, tare. Fii atent ce se extindă ăștia acum. Ce-și fac nebunii. Hai să vedem, deci... <coughs> ne mai uităm o dată. Cea mai avansată populație este... Uh, ta, -ta, ta -ta Care sunt? 139... Ăstea uh, astea ce sunt? Oare sate? Ha, huh, Ăștia cred că sunt. Holy Ribic. Holy Ribic par să, uh, par să fie șefii. Șefii șefilor. Care au și ei alți. Mam, mă, au doi boși. Ah, Ai, au văzut și mișto să au extins nebunii. Aș vrea să fie ca Age of adică să poată să extindă și mai departe de atât. Să exploreze, gen, cu rachete, să ducă în spațiu cu prostii de astea și gen, să evolueze non-stop. Ai uh, ar mișto, că nu știu, că la, moment, la, momentul de față au doar o limită. Uite și mișto ce mișto ce-au făcut ăștia aici. Ok, ok, ok. Da, aici de ce nu sunt copaci? N-au veni venit copăcei sau? Care e șpârla? Hai să le aruncăm oamenilor copaci. Probabil o mai tăia din ei. O mie de creaturi. Mă, artificii sunt o mie de creaturi. Ok, pentru că sunt o mie de creaturi, hai să le trimitem o napalm bomb. Fix aici, în mijlocul orașului. Nu, Rafael, nu le trimite. E... What? Nu muri nimeni? A, ah, doar cu foc bomba asta. Bă, vezi că s-au recuperat super repede. Hai să le dăm o bombă atomică, vreți? Da, Rafael, aș multe tot să le dai o bomba atomică. Ei! Hey! Oh, ce -a Ok, lipim pe tot cu nisip între ei și gen putem să plantăm copaci. Bum 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 bum. Cactus lol. Oh, putem să punem un geyser cu acid aici care acid peste tot. Putem să punem Ce fac Să aici. Putem să punem pietre multe. Ce mai găsești în... Uh, cu mâncare nu găsești. Mine, reuri, bă, punem în deșert ca să vină ăștia să exploreze. Ok, 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 ok. Acum... Hai să vedem, ia. Punem niște pinguini aici în deșert. Cred că mor pinguinii, sau? Mă, ce căutăm aici? Nu trebuie la frig. Aruncăm pinguinii în deșert. Ok, se pare că regele a murit. Cred că a început un mini război. Asta e un pic. Asta vreau să fac. A, nu ne arată cu cine au alianță sau așa. Vreau... Ei sau ce se întâmplă? Că vă cu uite, se atacă între ei. Ăștia și-o iau în bârnă. Mamă, noul imperiu! Hopa! Noul imperiu, băieții. Fii atent, că îi punem pe ăștia albi să se bată. Deci Kingdom Ru a declarat război către OW... ah, deci... Kingdom Ru, dar cine e Kingdom Ru? Ăștia sunt? Kingdom Ru. Este un pic. Uh, Ru, sunt ăia albi și au declarat război tuturor. Ah, am ah, înțeles, mă, ok. Ok, 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 și punem și pe ăștia la bătaie. Să vezi lupta aici, ești nebun, dar <coughs> vreau să dau hourglass-ul la puțin mai repede. Dăm un unor doi. Deci ăștia pare că se luptă aici între ei, sunt și lipiți, adică e jale. Mamă, eu cu cu totul? Hopa! Ok, Ăștia albi au dispărut. The king așa is dead. Kingdom Ru has been destroyed. Bă! bă, bă au luat tot. Vezi cât a războiul lol. Deci, nici nu-i omoară. Acaparează cu totul, gen. Interesant, că n o și reconstruiesc ei, dar nu, doar... Ia, că au luat înapoi. Ok, hai să facem... Uh... Vreau să se bat între ei, nu vreau să le trimit eu, uh, știi? E odată război așa peste tot, deci toată lumea e în război. E un război mare între ăștia doi. Care nici ei nu înțeleg ce se întâmplă. Ăștia sunt ținut bine, cei drept. Cu bărcile, se atacă în toate felurile. Văd că s-a extins albastru foarte mult. Deci uitați-vă pe partea asta de jos. Că albastru încearcă să ia tot. Uite, și aici, Hai să le dăm niște bomb o țar bomba așa aici, la cel mai mare imperiu, să-i să, -i, să -i mai rezolvăm un pic. ai de cap, meu. O mică țar bomba la băieții. Că prea sau uh... Nu, nu, nu este nimic, nu este nimic de aici, băieții. Și hai să... Hai să le punem Crabzilla. Uh, A, ah, da, Crabzilla îl controlez eu. No, ai mai l Demolează tot. Nu, 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 nu vreau crab zi la o... Vreau... Uh, ce mă asta? Grey Goo. Cred că Ui. vedem că își face efect uh, invazia de zombi al lăi. Ăștia și atacă, lol. E de zombi și ea mov atac albastru. Lol. Vreau să văd dacă se răspândește. Uite că aici se răspândește aici. Ăștia s-au dus cu totul <coughs> și mi se duce și mie vocea. Ia. Sau au ăștia albii. Alaiba. Curse, madness. Hai să-i nebunim acum. Toată lumea nebunește de pe planetă. Se bat între ei. Nebunie totală. Sau? Zombie, sand spider, godfinger, dragon. Hai să punem și niște dragoni pe aici, că de ce nu? ca să fie treaba treaba cu planeta Pământ. Deja nu mai sunt oameni de la invazia de zombi și nebunie. S-au dus toți. Ok, am vrut să văd dacă va câștiga un singur imperiu, dar se luptau între ei. Gen pierdeau după aia o terenul înapoi și tot așa. Așa că am zis să încheiem cu o mică țar, aici. Uu! țar bomba aici. Uuuu. bomba! Am mai rămas un singur om pe planeta asta. Care a murit și el de la Geyser și aia a fost, deci nebun. Demitem niște țar bombe și gata. Damn, ok. Deci nu a câștigat mai nimeni până la urmă. Uh, nu vreau să dau quit game, vreau să facem o nouă lume și pot să faci o lume, o lume, gigantică, ok? Deci o lume gigantică, băieți. Vreau lume gigantică. Să vedem războiul popoarelor, ok? Îmi punem omenire aici. Deci, cât spunem? Uh, nici nu știu câți am pus. 8, 9, 10. Punem aici. Hai să facem toate rasele de oameni. Papuc, ce-a zis mă Ok. Punem niște orice aici. Brr! Și niște dwarf. Dwarfii mi-a zis că trebuie să fiu undeva la munte, sau n-am înțeles. Nu știu dacă aveți dreptate. Hai că am pus 11 dwarfi. Ok. Mamă, vezi că dwarfi... Gigi Masea și a făcut baza acolo, ok. Hai să punem și noi un schelet aici să vedem ce face. Ia. Nu știe scheletul ăla ce se întâmplă cu el. Ok. Pirania! A, oh, punem niște crabi. Ok. Mori, doar ce cu totul, mă, spar baza. Bă, doar fi ăștia, stai, ai rău, dar tot vă zic. Deci vă zic că sunt nebuni, doar Stai un pic, unde e mă opțiunea aia? Că nu înțeleg meniul ăsta șeznet. Gata. i punem pe ăștia să bată. Bătaie, tată. Vezi bătaie cu dorfi. Bătaie ca lumea. Se bat în ei, nu știu ce fac. Văd că omenirea s-a extins. Eu nu mai știu care sunt, care cum sunt, lol. Stai. s-au distrus aici orci, Au fost atacati din păcate. S-a debarasat tot. Deci avem zona aia oamenilor, dwarfii și elfi, dacă nu mă înșel. Te mai fac pace între ei, dar... Eu n-am de pace. Ușor, ușor se apropie dwarfii de oameni. un oraș cu 200 de oameni. Ia uite ăștia aici. Ok, ok. Hopa, mare război aici cu oamenii. Opa, mare război Mai e un singur elf. Nu-l omoară. Gata, ta. ta. Mamă, vezi el elful ăsta cât de puternic e, what? Nu puteau să-l omoare. Au venit și doar fii, se bat între ei acolo sau ce fac? U cred că au venit oamenii peste elfi. Au venit omuleții peste elfi, aveți război. Vedem steagurile astea albastre. Dar nu prea reușesc să facă multe. Se țin bine, mă, Elfi. N-ai ce să le zici. Deci se țin binișor. Ha, 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 hai că puteți. La omor, omor regele. Au niște oi. Ia uite-i. Au venit peste. Deci le-au distrus zona asta. Le distrug și orășelul ăsta. Bă, au distrus tot, ești nebun? Deodată, așa. Și au mai rămas cu o singură cetate, cum s-ar spune. Elfi, care, da, nu cred că mai au nimic, deci cam așa arată harta, full de oameni, full de dorfi, dar cred că dorfi vor învinge oamenii. Văd că nebunii își reconstruiesc, dar nu știu ce fac dorfi. n ar trebui să-i atace? Ai zic. nu știu ce fac pace între ei, aia e ciudat. Nu vor să omoare până la sfârșit, știi? Deci văd că distrug dorfi acum, nu mai au armată, cred, și aia e chestia. S-au dus oficial elfi. Damn! Oficial elfi s-au dus cu totul. Aici sunt doar oameni. Imperiul la s-a făcut albastru și sunt oameni versus dwarfi. Deci, hai să vedem. Să vedem dăm așa. Și noi o să binecuvântăm omenirea. Blessing, să-i facem puternici. Și vreau să văd dacă există vreun război cu dwarfii sau n-am cum să-i fac să se bat între ei. Cred că mai durează, adică nu, se, nu vor să se lupte între ei, nu știu ce fac. Știi, oamenii cu dwarfii atacă ușor, ușor. Uite, îi sparg aici. Ăștia sunt oameni? Așa că hai să ajutăm noi puțin uh, și să le dăm o... Un, uh, o să le punem un vulcan în mijlocul orașului. Ia. mama! i ars cu totul. Wow. Ce mai faci când vine un vulcanaș? Pe baza ta, ha? Au, cu din interior. Damn! Nai, nice, ce să mai faci. Și apoi le dăm și o bomba de asta așa. Oh, și hai să facem Thanos Snap. Și jumătate din populație dispare ea. Oh, perfectly balanced. 500 de creaturi încă o dată. Oh, încă o dată. Încă o dată. Holy, s-au dus toți și nebuni. I-a distrus Thanos pe toți, lol. Nu te cred. Um, unde sunt mă monstri? Că nici eu nu știu pe ce mai apăs aici. Aici erau. Dăm niște necromancers, de aia. Dăm niște evil mages. Niște magicieni. Ce sunt întâmplă, mă? Niște snowmen. Păi, engine de Dragoni. Să planeta aia What? Mor dragoni? Deci s-au cam dus Ia bă. ne punem o invazie de zombiesturi aici Ok, dacă nu o să vădăm o ploaie cu acid Da, se duce și pe la oameni ploaia asta Alaiva dacă plouă cu acid, știi că e clară treaba. Foc, tornadă, putem să le dăm oamenilor. Da, mă, și-au mai rămas doar oamenii pe planetă. Și acum noi venim și aruncăm oamenii așa. Am aruncat oamenii așa și-au mai rămas doar oamenii pe toată planeta. Stai să scoatem tornada aia. Dar nu știu unde, ce ploaie vine sau ce se aude? Nu înțeleg ce se... Aia se A, Am pus prea multe tornade, cred, eu. Cred că aia era. Ok, și acum planeta Pământ este populată doar de oameni. Ok? Doar de oameni, ascultați-mă. Vine o pădure de asta gigantică, așa. Aia zic. Conectăm aici un pic cu niște pământescu. Hai, extindete! extinde-te! Acum oamenii trăiesc până la adânci bătrâneți fericiți. Ok. Au trăit oamenii. Le dăm vaci, le dăm animale, găini le dăm. Ok, le-am pus copaci. Gata. Și au mai rămas doar oamenii și punem așa o pace totală. Toată lumea face pace. Nimeni nu mai face război, gata. Vor trăi oameni într-o pace totală până la denji bătrânezi. Bun, băieți, noi ne primești episodul. Dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, vă mulțumesc pe atenția acordată. Ne data viitoare.